Într-o mică biserică din cartierul Cotroceni, preotul Mirel Ilie rostește puține cuvinte în timpul slujbei. Se înțelege mai mult din ochi cu dascălul și enoriașii, însă mesajul său este cât se poate de clar. În urmă cu 4 ani, Biserica Sfântul Elefterie Veche a fost transformată de preot în casă de rugăciune și meditație pentru oamenii fără auz și fără glas. Drepturi creștini care odinesc ca ei și pretutinde. Doamne, aici, la Bisericuța Sfântului Elefterie din capitală, l-am întâlnit pe părintele Ilie, preotul care știe să asculte atât necazurile cât și bucuriile comunității surzilor din capitală, omul care a reușit să facă din semne o adevărată liturghie. Zeci de enoriași se adună zilnic la slujbele pentru surdomuți, ținută de preotul Ilie, unice în capitală. Împreună cu ei și a venit Iisus. Sunt foarte sensibili, sunt foarte trăitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Noi, preotul slujește în fața Sfântului Altar, cu fața către credincioși. Ați observat că este acel impact față în față. Și vezi efectiv cum pătrund toate cuvintele, cum le iau, cum le aduc în sufletul lor, cum ți-l întorc înapoi. E minunat că Dumnezeu îți aduce în viață oameni prin care să înțelegi că numai împreună poți să biruiești toate încercările vieții și împreună poți să depășești acele necazuri pe care viața ți le aduce înainte. Nu numai persoanele cu deficit de auz vin la slujbele preotului Ilie. Părintele preot Ilie Mirel a reușit într-un mod foarte deosebit să-i apropie pe acești oameni și este o relație, puțin spus, deosebită. E ca o familie, ca o familie lărgită aici. E o atmosferă foarte plăcută, în primul rând, la ei. Ei sunt niște oameni, acești oameni tăcuți, acești oameni sunt foarte primitori, foarte calzi. Părintele Ilie Mirel e un preot absolut deosebit. Deci, în primul rând, că dânsul are un har deosebit. Dânsul e un preot foarte iubit de comunitatea dânsului, dar și de noi oamenii ceilalți. Bisericuța Sfântului Elefterie pare cea mai mică și cea mai discretă din București. Este clasată drept monument istoric. Șubrezită în urma cutremurelor, ea a fost consolidată de mai multe ori. Biserica este vizitată pe tot parcursul anului de mii de enoriași care găsesc în lăcașul de cult inclusiv cărți scrise în alfabetul Braille. Părintele Mirel Ilie a slujit și în penitenciarul Rahova pentru deținuții închiși pe viață pentru copiii bolnavi de sida de la Vidra, precum și la un cămin de bătrâni din Ciolpanii.